Repede, repede v-ați agitat că n-am fost aici la 10 fix. Dar pe de altă parte îmi pare bine că mi-ați și dus dorul. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de subscriere, mulțumesc frumos că m-ați așteptat și în această dimineață. Ce să fac? A nins în Cluj-Napoca, am întârziat și eu, până am făcut foc în studio, până am dat zăpada, că a fost o zăpadă, nu a fost mare, dar ne-a încurcat. Așa e în marile metropole, domnule. Când ai metropolă, când stai într-o metropolă, un pic de zăpadă te-a dat peste cap. Că nu suntem vorba lui Banciu, nu suntem pe Transalpina. Acolo chiar dacă ninge de un metru jumate, de doi, intră mașinile și dau zăpada la o parte. Dar pe aici, în Cluj-Napoca, până aștepți dezăpezirea, vine primăvara. Vine primăvara și noi iarăși bem cafea. În cana special făcută de domnul Negruț, profesor de sport în Huedin, sau din Huedin, buymeacoffee.com/nicubendea. S-au adunat cafele, Doamne ajută-ne! Cafea anglo-saxonă, anglo-americană, de la Ovidiu din UK, thank you very, very, de la prietenul Val Pandrea din San Petersburg, Florida, nu Rusia, și de la familia formată din doi membri virtuoși și virtual deocamdată, că ne vedem la Cluj pe Titulescu când o fi timpul, formată din Cristinela și Ovidiu, tot din Florida și ei. Măi, oameni, puneți de o întâlnire, Val, sună-l pe Ovidiu. Ce facem? Ne vedem în Florida? Punem un video de-a lui Bendea și ne uităm până prăjim ceva? Acolo în Florida, da? În Florida e frumos, nu ca la Atena, mă. La Atena, zăpadă la Atena. Cum ar fi zis Florin Iordache? Mare lucru. S-au mai acoperit ruinile. Cam bancul ăla Ceaușescu în vizită la Atena, să vadă și el vestigiile rămase de pe vremea grecilor, de mii de ani. Și se uită Ceaușescu și ce zice la finalul vizitei? Dragi tovarăși, în Atena nu se mai construiește de 2000 de ani. O duc foarte rău. În fine, noi nu o ducem rău, noi simulăm numai că o ducem rău. Simulările. S-a fixat calendarul pentru simulările la bacalaureat și evaluarea națională. Pe școala asta online, nu e un fel de simulare. Simularea simulării prin simulare. Dar a zis domnul președinte, la vară am speranță că scăpăm de pandemie. Dacă o zis domnul președinte, ce, el nu-și dorește o vacanță? Nu dorește să meargă în Florida? Val Pandrea, Ovidiu Cristinela, vi-l trimit pe președinte să-l reșapați, să-l faceți bărbat. Merge el în Florida acolo, se bate cu crocodilii. Le dă la crocodil cu crosa de golf în cap, dacă nu-s cu minți. Că aici în țară la cine să dea? Ce să mai dea, că nu se mai dă să ia? Domnul Câțu din Pix a tăiat 90% din fondurile necesare construcției de biserici. 90%, băi, cam mult, alea blesteme. Îmi deschid cartea pentru Câțu, o să zică mulți preoți și nu știu ce să alege. Dar păi cum e el, rocker, cu Behemot și alte grupări frumoase, Gorgorot, Gasuri. No, să vedem. În schimb, bani pentru preoți o să fie. Deci să privim și partea plină a potirului. Da, s-a văzut domnul Claus Iohannis cu Patriarhul, avem speranțe că trece pandemia până la vară. Să vedem! Bravo! Bravo parlamentarilor! N-am de ce să-i aplaud în 99% din intervenții, dar acum, da, bravo! Bă, v-ați tăiat pensiile speciale. S-au tăiat aproximativ 1000 de pensii speciale. E un început. Până la 150.000 mai aveți de lucru. Deci, peneliștii, într-un an jumate sau de când ești la guvernare, au tăiat 1000 de pensii speciale. Cât mai trebuie să stea ei la guvernare ca să taie restul de pensii până la 150.000. Ușor de zis, greu de făcut, că-s mulți, că și acum când s-au votat în plen să se taie pensiile speciale ale parlamentarilor, UDMR-ul s-a opus. UDMR-ul s-a opus, grupul de la UDMR a spus că nu votează așa ceva, că e bună și pensia aia. Stai acolo 3-4 mandate, după aia iei niște pensii speciale bune și totul e ok, că pădure nu mai este. Pădurea nu mai este și atunci de unde să iei anul? Kelemen, tumor, fireai tu să fii de șmecher și cu ciuma boton. Băieți buni, nici soacră mea nu-i suportă, mă rog. Treaba ei. Moțiune. Săptămâna și moțiunea. PSD-ul și-a găsit vocația. Depune moțiuni. Acum, pe săptămâna viitoare, pregătesc o moțiune pentru năsui. Pune-i-am pofta în cui să-i pui. Lu năsui de la economie, că pe el îl doare în mapă. Că și Vlăduț Voiculescu acum s-a liniștit, 161-140, nu-i Boston Celtic, Utah Jazz, în semifinala Confederației, conferinței, circumferinței de basket, nu? Atât a fost scorul moțiunii. A rămas Vlăduț, ministrul la sănătate, foarte bine că a rămas, că problemele sunt aceleași, dacă nu mai mari. Luăm o gură de cafea de pe Buy Me a Coffee. Ovidiu Cristinela, mulțumesc, Ovidiu din UK, Val Pandrea din Florida.
buymeacoffee.com/nicubendea. Pe vremurile astea, o cafea, știi cum te dezgheață de... Numai, numai. Am vorbit cam repede, așa -i? Să recuperez timpul pierdut, că trebuia să fiu aici la ora 10. Acum nici chiar ca Iohannis să nu vorbesc. Totuși am eu o limită a ardelenismului. Da, problemele în sănătate rămân. Dar cazul ăla de la Constanța a relevat un aspect important. ISU-urile, adică inspectoratele pentru situații de urgență din toată țara, au doar 4 saltele pneumatice. La țara asta de 15-16 milioane de români, să ai tu numai 4 saltele? Extraordinar! Că ce se gândesc ăștia care sunt că acolo în funcție? Zice, bă, noi băgăm banii la saltea, că ei pentru ei au saltele, băgăm banii la saltea. Oricine vine la putere, scoatem de la saltea și rămânem tot noi. Dar să cumpărăm, să investim ceva pentru sănătate, pentru infrastructura sănătății, să zic așa, na. Păi cele mai mari tunuri se dau la licitațiile pentru produsele, pentru materialele de care e nevoie în spitale. Și atunci te mai miri, nu te mai miri. Românul ține banii la saltea. Că face rost de ei, face rost de ei. N-ați văzut? 2 polițiști dați afară din poliție și au păstrat uniformele, loganul alb, ăla care bate și troncăne, dar care sperie pe participanții la trafic, cum zicea domnul Virgil Vochină, ba chiar avea încă numele de MAI. Nu luna mai, MAI. MAI. Și oprea cetățenii la drumul mare. Stop, trași pe dreapta. Bă, dar ei nu mai erau milițieni. Erau sub acoperire. 20.000 de euro au făcut numai din amenzi. Bă, de o parte e bine. Adică, totuși, aia care erau în trafic au făcut niște infracțiuni. Adică, au făcut niște nereguli. Nu au respectat niște reguli. Ok. Da, după aia s-au înțeles cu organul. Nu-mi lua nenea permisul. Nu-mi lua nenea permisul că îți dau ceva. Și au dat, românii, au dat. Că dacă e uniformă, te piși pe tine. Numai să-ți rămâne permisul, nu contează, scos de acolo, dai, pac, pac, asta e. Pe de altă parte, polițiștii din Buzău, adică, sunt foarte cinstiți, deci la ei nu merge cu mita. Ci că este un drum undeva în Buzău, unde o grămadă de vedete de vipuri a fost arendate și ba mai mult au rămas fără permis. Cel mai recent star care a rămas fără permis, Liviu Vârciu. Mă rog, dacă el e star și eu îs epitrop la biserica de pe strada lupilor. Mă rog, da. Liviu Vârciu a încercat el să-i cânte hitul ăla din tinerețe la polițist, da. Noținut. Ăla cu dragoste, cu nu știu ce. Eu l-a permisul. Și fata lui Băsescu, nu Eba. Ioana Băsescu a rămas fără permis tot în Buzău. Pepe și el. Extraordinar. Andrei Zaharescu. Fostul soț al lui Berecleanu, care e ambasador pe-n țările calde acum. Ai de mine, ce moacă și la ăla. Corupt, da. Ianost. Au rămas fără vorba bancului când vine Ioan cu capul spart acasă și zice, ce ai pățit, mă? Zice, dar m-au bătut unii în gară, în gherla. Zice, bă, da, asta nu-i bătaie. Dar ce, aia e gară? Cam așa ceva, așa aici. Aia e poliție în Buzău? Este, bravo vouă, vă faceți datoria. Să nu vă transformați și voi în haiducii șoselelor? Și mantea a rămas fără permis. Ai șamar de capul nostru. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc tare mult pentru urmărirea de azi. Așa, capă frig, capă zăpadă. N-am crezut că mai vine zăpadă. Ghioceii săraci nici nu-i mai vezi acum, toporașii nici decât, dar să ne bucurăm, mâine-i vineri. Asta ce înseamnă? Coloane infernale pe drumul care duce spre Poiana Brașov, spre Rânca, spre Transalpina, spre Buscat. Pentru noi cei care stăm în proximitatea Clujului, să zic așa, la Buscat se poate merge. Cu un pic de răbdare se poate și schia. Da, trebuie să ajungi acolo la 9 dimineață. Poți merge frumos și cu camperul. Te duci cu ăsta, îl lași în parcare, stai acolo 3 zile cu familia. Prinzi o căprioară, Doamne ferește, să știe și soția. O frigi, dacă ești bărbat-bărbat. Asta e. Și mai trece un weekend și păstă încă un weekend. Suntem aproape în martie. Alți bani, altă distracție. Sper că un pic v-ați distrat și aici. Mulțumesc frumos pentru urmărire. Nu uitați să dați share acestui video pe care l-am creat împreună. Iar la secțiunea comentarii vă aștept cu părerile voastre, cu opiniile voastre, cu propunerile voastre. Dragii mei, nu schimbăm noi țara, dar facem să fie un pic mai bine. Nu? Scrieți și asta în comentarii. Dacă nu, nu. Dacă nu. Știți voi.
O zi faină, numai bine. Ciao, ciao. Servus!